toți, prezența 34 în sală. Cum? 31 în sală, 3 online. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 411 din 22.11.2022 a președintelui Consiliului Județean, comunicat în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți în sală 31 și 3 online, în total 34. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. În sală sunt prezenți ca invitați directori și șef servicii din aparatul de specialitate. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.11.2022. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor cu numerele cadastrale 86.198 în suprafață de 182.022 metri pătrați, 87.475 în suprafață de 62.318 într-un singur imobil cu număr cadastral 88.453 situat în Bacău, strada aeroportului numărul 1, județul Bacău, în suprafață de 189.0340 metri pătrați. Proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumul burselor aferente semestrului 1 anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământ special din județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, modernizare DG206B, paravără 2, kilometru 4+650, kilometru 10+516. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 141/2016 privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiunilor de salvare montană din cadrul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 137 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean cu modificările ulterioare și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 47/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont cu modificările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia a bunurilor, magazie, materiale, spital C19, număr de inventar 10.627, magazie, materiale C21, număr de inventar 10.637 și magazie C24, număr de inventar 10.669, aflată în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de desființare a clădirilor materiale C19, C21, C24 la Spitalul Județean de Urgență din strada Spiru Hare, numărul 2, municipiul Bacău, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru autorității teritoriale de ordine publică în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Bârnate Eusebiu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri înregistrate în domeniul public al județului Bacău, aflat la dispoziția Companiei Regionale de Apă Bacău, în cadrul contractului de delegare a gestiunilor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 556 din 29.11.2010, ca urmare a implementării investiții
reabilitare stației de tratare Cărăboia în cadrul programului extindere și reabilitare infrastructuri de apă și apă uzată din județul Bacău. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost, ordinea de zi a fost aprobat. De asemenea, supun la vot, în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi, cu următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă pe perioadă determinată a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru 3 trasee cuprinse în programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului excursie în orașul Marii Uniri. Proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 de pe proiectul ordine de zi suplimentare, menționăm că unul dintre operatorii de transport a anunțat că își încetează activitatea începând cu data de 30.11.2022, iar în vederea rezolvării acestei probleme există riscul ca în această perioadă să nu se poată rezolva transportul din acele de pe acel traseu. De asemenea, la proiectul de hotărâre scris la punctul 2, urgența este motivată de necesitatea organizării evenimentului care va avea loc cu ocazia Sărbătorii Zilei Naționale a României pe data de 1 decembrie în Alba Iulia. Supun la vot proiectul suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Da? Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă mulțumesc. La punctul 1 am să dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 18.11.2022. Vă mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 18 noiembrie 2020. Deci supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, am să dau cuvântul în continuare doamnei secretar general pentru a prezenta reglementările legale referitoare la conflictul de interese. Mulțumesc, domnule președinte. În exercitarea funcției, Consiliul Județean, aflat numai dintre situațiile de conflict de interese prevăzute de lege, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior, anunțării interesului personal, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru vorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului. Vă rog. Haideți să luăm, doamna inspector general. Da. În continuare, domnul vicepreședinte. Nu voi participa la vot la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. La punctul 3 pe ordinea de zi. Nu participă la punctul 5. Deci, haideți să facem o recapitulare. Să știm că am doamna inspector general la punctul 3. Domnul Droiman la punctul 3, domnul Patriche la punctul 3, doamna doctor la punctul 3, doamna Cosma la punctul 3. Domnul vicepreședinte, la punctul 1 de pe ordinea de zi. Punctul 1, domnul consilier Silviu Pravăț la punctul 5. Da.
Punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor cu numere cadastrale 86.198 în suprafață de 182, poftim, un milion, da. Eu am zis 182, 80, 22, ca să nu greșesc, să scap vreo cifră. Metri pătrați, 86.475 în suprafață de 62.318 metri pătrați, într-un singur imobil cu număr cadastral 88.453, situat în Bacău, strada aeroportului, județul Bacău, în suprafață de 1.890.340 metri pătrați. Dacă nu sunt intervenții la acest punct și știu că avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumul burselor aferente semestrului 1 al anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul special de stat din județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții, avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată, care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, modernizare DG206B, paravara 2, kilometru 4 plus 650, kilometru 10 plus 516. Dacă nu sunt intervenții și având în vedere că avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Intervenții? Da, vă rog, domnul Bârzu. Am uitat pe rectificarea de buget și am văzut propunerile. Vreau o întrebare dacă pentru Direcția de Protecție a Copilului am văzut la centrul de personal și dacă se rezolvă până la sfârșitul anului această rectificare, problema plăților pentru salarii. Da. Domnul consilier, să vă răspund. Este pentru prima dată de foarte mult timp în care noi ne putem duce, chiar cu alocare insuficientă de la guvern, până la finalul anului cu plățile nete ale salariilor de la DGASPC. Asta a fost și strădania noastră de a asigura salariile. Avem două luni de întârzieri pe plăți de la către bugetul de stat. De asemenea, am întreprins demersuri prin Uniunea Consiliilor Județene să se aloce pentru diferență, să se aloce din fondul de rezervă bugetară. Noi sperăm că o să se aloce, dar, în primul rând, salariații DGASPC nu vor avea probleme cu plățile, mai ales în această perioadă. V-am spus că lucrul ăsta l-am făcut din timp. La un final, când o să ajungem, după ce finalizăm cam toate măsurile pe care le-am dispus la DGASPC, o să vă prezint un raport complet coerent și care să arate că am redus cheltuieli de la 34 de milioane de la un deficit de 34 de milioane, am ajuns la un deficit de 11 milioane. Și care acum, ușor, ușor, le-am acordat suplimentare de așa natură încât să nu avem probleme. Mulțumesc. Deci supun la vot proiectul, mai sunt alte intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău
numărul 141 din 2016, privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiunilor de salvare montană din cadrul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. Avize sunt favorabile, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci, la punctul 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2, la hotărârea Consiliului Județean numărul 137 din 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Județean cu modificările ulterioare și anexei numărul 2, la hotărârea Consiliului Județean numărul 47 din 2022, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău, cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, ca atare. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia bunurilor de magazie materială Spital C19, număr de inventar 10627, magazie material C21, număr de inventar 10637 și magazie C24, număr inventar 10669, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea scoaterii din funcțiuni, casării și valorificării acestora. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi. Vă rog, aveți intervenții? Da, 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 sigur. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de sfințare clădiri materiale C19, 21, C24 la Spitalul Județean de Urgență din strada Spiru Haret, numărul 2, municipiul Bacău, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Avem cine mai este în... Domnul Levi de mai înseamnă. Ne așteptăm să treacă... A expirat timpul? Da. Bun. Deci câte voturi? Dacă e o problemă tehnică, asta e. Nu-i... Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trec la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea ca membru autorității teritoriale de ordine publică în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Bârnat Eusebiu, inspector șef al inspectoratului de jandarm județean Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?
Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventare a unor bunuri înregistrate în domeniul public al județului Bacău, aflat în dispoziția Companiei Regionale de Apă Bacău, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 29.11.2010, ca urmare a implementării investiției reabilitare stații de tratare Cărăboia în cadrul programului extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci, la punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea directă pe perioada determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean și a licențelor de traseu pentru trei trasee cuprinse în programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Până la finalizarea procedurii de achiziții, slide-ul. În acest moment nu se poate alega să facem acest lucru. Tocmai de asta, având în vedere că nu există nicio derogare de la lege de a depăși acel termen de 31 decembrie, o să avem în vedere o consultare cu cel care este de specialitate în acest domeniu, să vedem ce se întâmplă după 31, ce soluție găsim ca până la atribuirea contractului prin licitație publică să avem o soluție. Dar deocamdată legea nu ne permite acest lucru. Da, și făcut. După 31 decembrie o să găsim o soluție, dar soluția trebuie să fie avizată legal. Ori noi în acest moment, cu datele pe care le avem, cu modificări, cu legea pe care o avem în vigoare acum, nu putem să mergem dincolo de 31 decembrie. Procedura este publicată, se capere să depună oferte la trebuie să depună oferte, nu știu care e data limită, dacă nu mă 14 decembrie să depun oferte. Vom vedea, dar eu nu pot să mă suprapun cu comisia de evaluare, dar odată ce data de 14, termenul de depunere a ofertelor, vom vedea ce se întâmplă. Nu e o procedură chiar foarte simplă, să știți că nu e... A fost destul de complicat să ne încadrăm în acest termen. Știți foarte bine că am avut, cred că, 4 dezbateri publice cu toți transportatorii din județ, în așa fel încât să iasă o documentație care să îndeplinească cam toate condițiile și să nu fie exclusivistă. Mulțumesc! Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la, cred că, ultimul punct pe ordinea de zi. Punctul 13 se prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea și desfășurarea proiectului excursie în orașul Marii Uniri. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog, aveți intervenții? Dacă aveți intervenții, îmi spuneți, nu e o problemă. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Acum, dacă la diverse cineva vrea să intervină, vă rog, domnul Vârsu. Vreau să intervin la cum era problema cu spitalul de la problema de aceea. Vreau să vă întreb referitor la procedura pe care am intrat noi preluarea spitalului municipal. Dacă ne puteți spune în ce etapă ne aflăm. Sigur. Deci, în primul rând, chiar în ziua în care s-a dat acea hotărâre și momentul când a intrat în circuitul civil, ca să elimin orice comentariu care știu că s-au făcut pe la ministere,
s-au trimis tot felul de informări. Am devenit proprietari, s-a intabulat, avem cărțile funciare intabulate, cu diferență de o zi. În baza intabulării și în baza procesului verbal de predare-primire a fost înregistrat în contabilitate obiectul de investiții Spital Municipal, fost Spital Municipal. Ca urmare, în termenul prevăzut de lege, am completat cererea de prefinanțare, că cred că asta vă interesează, am transmis-o către Ministerul Sănătății, s-a făcut o evaluare inițială, apoi am primit anumite clarificări la care o să răspundem în termen. Apelul pentru PNRR s-a deschis în data de 16 de asta și, dacă vedeți, și termenul este... Nu, 18, îmi cer scuze. Pe data de 16 am depus noi documente pentru să ne încadrăm pentru o evaluare preliminară. În data de 18 s-a depus, s-a deschis apelul și ghidul, după publicarea ghidului, încercăm să ne pliem pe ghid cu toate cerințele de acolo. Nu este un lucru simplu, este o luptă contra cronometru și am să vă spun cele două probleme care ar fi fost rezolvate din timp dacă s-ar fi dat dovadă de mai multă înțelepciune la un moment dat. Dar nu mai contează. Vă spun, o problemă reprezintă, obiectivul se află pe poziția 49, fost spital, nu, Spital Municipal, înființare, secție de mari arși. Provocarea o reprezintă, modificarea acestui titlu la Comisia Europeană cu fost Spital Municipal, proiectare și finalizare, execuție cu integrare în cadrul Spitalului Județean din Bacău. Asta este un aspect și nu-i simplu. Noi lucrăm la treaba asta, vreau să vă spun că și s-a lucrat și în weekend, avem un termen de a-l depune. Al doilea lucru îl reprezintă faptul că trebuie depus un studiu de fezabilitate. Noi avem un studiu de fezabilitate vechi, că clădirea există, trebuie să facem legătura între studiul de fezabilitate vechi și studiul de fezabilitate nou, care de fapt este pe aceeași structură și nu trebuie, adică trebuie foarte bine fundamentat valorile pe care le-am trecut acolo. Mai mult decât atât, există o grilă de punctaj pe care, în care fiecare lucru pe care l-ai depus în această sesiune trebuie să vizeze atingerea grilei și punctajul din grilă. În funcție de punctajul din grilă ne calificăm sau nu în cele 25 de spitale. Eu nu, așa cum am spus și în ședința de Consiliu Local, nu vreau să fac, să vă spun că sunt și optimist sau sunt și pesimist, sunt realist, facem tot ce depinde de noi să prindem acest spital, tot ce depinde de noi legal, să prindem acest spital la finanțare. Termenul s-a mai prelungit, era inițial de 8 decembrie când se închide apelul, ceea ce era un mare dezavantaj pentru noi, s-a mai prelungit, avem un termen mai larg oarecum, dar nu vrem să depunem în ultima zi, vrem să ne asigurăm, eu am făcut și o deplasare la Ministerul Sănătății, să mă asigur că nu înțelegem ceva greșit din ghid, tocmai și pentru faptul, repet, că este un timp foarte scurt de apeluri, ghidul a fost publicat târziu și plus și noi am preluat acest imobil pe ultimii 5 metri. Dacă sunt întrebări la ceea ce v-am prezentat. Mulțumesc pentru lucrurile. Mulțumesc și eu
și vă urez un la mulți ani din toată inima pentru 1 decembrie. Ne vedem cu toții, dacă bineînțeles, în funcție de disponibilitate la sărbătoarea Zilei Naționale, atât la Bacău, cât și pe unde ne mai prinde timpul. Târgu Ocna, Onești, pe unde fiecare dintre dumneavoastră sunteți invitați, dar ziua de 1 decembrie ne va prinde undeva pe, la ora 9 pe strada Constanței, ulterior defilarea va fi pe la ora 11 în fața Palatului Administrativ și de acolo fiecare în județ cum consideră necesar. Vă mulțumesc și la mulți ani!